Ce s-a întâmplat? Pentru că, iată, ai mei colegi au stat de vorbă cu o româncă stabilită în Italia, care susține că ar fi văzut-o pe Alexandra. Unde era, dar și de cine era însoțită, aflați chiar de la ea. Atenție, urmează informații care pot afecta emoțional telespectatorii. Eu am văzut-o pe 30 iulie, deci pot fi pusă la detectorul de minciuni, pot jura tot ceea ce îmi cere. La tribunal, nu mi-este frică. Eu cred că în acea seară ea a fost plasată din nord aici în sud. Deci era un grup foarte mare, cum am pus poza, erau persoane periculoase. Eu din data de 30 iulie am văzut-o. Eu foarte confuză, cine este, de unde o cunosc. Deci eu nu aveam cum să intru în contact cu ea. Eu am ieșit efectiv cu familia. Mă repet, pot să jur, pot să vin la tribunal. Seara de 30 iulie au venit destul de târziu în restaurant, iarăși un motiv care poate a fost scoasă în acea seară, nu? Să producă. Și ei au așteptat-o, au luat-o, bineînțeles că s-au oprit pentru o oră, două și în restaurant. După ora 11 au venit acel grup. Da. Am privit-o fix de unde o cunosc. Prima dată a venit grupul în care era și Alexandra și apoi a venit Alexandra separat sau au venit cu toți împreună? Cu toți împreună cu acel grup. A patra, a cincea persoană, pentru că mergeau și ei în șir, nu să se așeze la masă. Am fixat-o, cine este, de unde o cunosc. Poi realizând, uitându-mă fix la fotografia, ea îmbrăcată în negru, cu ochelarii la ochi, fiind tristă, foarte tristă, deci sincer să fiu mie, mi-a părut un pic mai matură decât vârsta ei, 15-16 ani. Dar nu matură fizic, matură efectiv chipul ei, privirea ei. Exact cum este în poză. În poza aceea cu ochelarii și îmbrăcată în negru. Era ea normală, normală decât că mai tristă. Tot grupul au avut și șampanie pe masă, nu ea. Eu cred că ea personal nu s-a ridicat și nu s-a dus în nicio parte. Ea a fost coordonată în acel grup, nu? A fost plasată. Ea efectiv s-a așezat și ce i s-a dat, ce nu i s-a dat. Decât că am văzut persoane cu tatuaje, cel care se vede cu spatele, cu tricou, pare a fi de culoare, marocan, albanez. Cum poți să te duci la un grup care nu știi ce are, aici se umblă cu arme, se umblă, cum poți să măriți sau să sună în aceste ani? Când în România se spunea că oasele Alexandrei sunt în butoi la dincă. Deci eu pe 30 iulie cum aș fi părut? Nu, nebună. Eu pot să vin și în România și la detectorul de minciuni, cum au fost părinții lui Isei. Nu mi este frică de ceea ce am văzut și susțin că am văzut. Am spus restaurantul cu hotel, am dat adresa, nu mi este teamă de nimeni. Da, la telefon este martora care susține că ar fi văzut-o pe Alexandra. Doamna preferă să nu-și dezvăluie reala identitate, așa că o să-i spunem Ecaterina. Bună seara, doamna Ecaterina! Bună seara! Doamna, păreți foarte convinsă de ceea ce spuneți și sigur că ne-am dorit să fie măcar 50% adevărat. Eu garantez mai mult de 50%, cum am spus, aseară am scris la Tilavisto și nu cred că o mamă cu trei copii ar bate câmpii. Două luni și jumătate? Pentru ce? Eu nu vreau spectacol, eu nu vreau nimic de la nimeni. Deci care ar fi interesul meu? Vreau să vă întreb, în ce localitate mai exact ați văzut-o? Deci v-am spus, ieri am spus colegei dumneavoastră, Ariano Irpino. Asta în ce zonă? Ne puteți da un reper? De ce oraș mai cunoscut este apropiată această localitate? Avellino. Și în mai. Ce? E în nord sau în mai sud? Cunoscut, nu, este în sud, este zona Napoli. Bun, zona Napoli, am înțeles. Iată, da. Zona în care a fost și Mara, acolo, tot așa, după niște declarații ale unor martori. Vreau să vă întreb, e posibil să vă fi înșelat un pic în privința Alexandrei, în sensul că v-ați fi dorit să o vedeți vie, poate după toată mediatizarea asta? Ați văzut o fată însoțită de niște tipi dubioși și poate că v-ați indus această idee că s-ar putea să fie ea? Nu, vă spun adevărul adevărat. Greșeala este că ați mediatizat greșit pe 30 iulie oasele în butoi, cum am spus și ieri. Greșeala este că noi nu am fost informați.
Alexandra poate fi traficată în Italia, pentru că eu, dacă știam că este în urmărire generală dată, urmărire internațională, eu îmi trăgeam soțul deoparte și spuneam, te rog frumos, hai să ajutăm această fată, hai să sunăm, învață-mă tu ce să fac. Dar dacă două luni și jumătate, scuzați-mi expresia, s-a bătut câmpii în România și la ora actuală, deci eu zilnic citesc, zilnic intru pe Facebook, zilnic sunt informată, dar din ceea ce scrieți, ceea ce v-am spus, pe 6 iulie, pe 6 august, scuzați, am trimis la cancan. Nici nu au citit nici cancanul pe WhatsApp. Da, nu, îmi cer scuze, eu nu am așa, n-am reținut atât de bine datele ca dumneavoastră. Cumva zice că sunteți chiar mai documentată decât mine, că știți exact 30 iulie. Spuneți-mi dacă ați fost la poliția locală italiană în momentul în care ați văzut-o, spuneți dumneavoastră, într-un restaurant. Pe 30 iulie. Nu, dacă ați fost din momentul în care ați văzut-o, ați fi văzut-o în acel restaurant, dacă ați fost la carabinieri. Nu. Ați sunat în România la poliție? Nu, deci eu nu am. Ați scris doar la cancan, am înțeles. Am scris la cancan, am scris de pe 4 august domnului Cumpănașu mesaje care sunt neintrate, necitite. Exact cum spune dânsul, este blocat. Faptul că, să știți că și eu am sute, poate, de mesaje, că mai intră în filtre, toți avem, că asta e, nici nu poți citi 100 de mesaje pe zi sau poate mai multe. Da, spiritul ăsta civic pe care eu îl apreciez și cred că trebuie să-l aibă majoritatea românilor, dacă nu chiar toți, și să creștem cu un spirit civic deosebit. Nu v-a determinat să luați legătura și cu autoritățile atâta vreme cât spuneți că sunteți dispusă să mergeți la detector, la... Nu, deci nu am anunțat autoritățile. Păi foarte rău ați făcut, dacă îmi dați voi. Hai să spun un pic, Mara, eu poate înțeleg și punctul de vedere al doamnei. De ce? Pentru că a spus bine. Cum era să sun eu și să spun, am văzut-o pe Alexandra aici, când ea în România a fost declarată moartă, sau cel puțin moartă, după da? Analizele și după hotărârea nu venită fost, de la IML, se spune că ADN-ul a fost din dinți găsit în butoi. Deocamdată noi n-am văzut negru pe alb. Până la urmă, oasele din liziere erau calcinate, dintele era din 21 de dinți, am aflat abia ieri că doar unul singur ar fi aparținut Alexandrei. Da, dar e adevărat 21... că ea a fost declarată moartă, nu, și că familia ei a fost chemată să predea, nu știu, actele, buletinul. A fost chemată să predea buletinul. Să predea buletin. Asta este cu totul și cu totul altă poveste. Asta nu înseamnă că dacă fata trăiește, nu trebuie căutată, că au predat părinții buletin. Stai un pic, problema un pic. În România este să dea Dumnezeu să apare fără buletin. Sorin, părinții Alexandrei refuzau să se ducă să predea buletinul pentru că știau că fata va fi declarată moartă. Mirela, și nu au vrut. Și dacă este declarată moartă, ea este declarată moartă din punct de vedere juridic. Atenție. Oricum nu poate să o declare. Nu, deocamdată, momentul în care autoritățile o pot declara moartă este momentul rechizitoriului. Dacă Dincă va fi trimis în judecată sub aspectul săvârșirii a două omoruri, atunci va fi declarată moartă. Dar problema știi Mara. Care e? Că autoritățile Mirela, nu caută. Da, noi vorbim procedural foarte mult. Pentru Mirela, o femeie din Italia, Sorin, stai un pic. Pentru o femeie din Italia, care merge la restaurant cu soțul ei într-o seară și care știe că în România au dispărut două fete, că e dita mai scandalul de atâtea luni de zile, că, iată, o rețea, că proxeneți, că fete dispărute. Se uită și spune, citește ziarele din România, citește site-urile de știri. Da, și spune așa, astăzi IML-ul a zis că 99,9% ADN-ul găsit deci, în butoiul lui Dincă este al Alexandrei. Punct. Și doamna zice, ok, și eu acum ce fac? Sunt la poliție și zic, ai mă, femeie, ești nebună? Păi dacă poliția n-a răspuns la 112 Alexandrei, o să o creadă pe doamna din Italia? Dacă site-urile alea pe care le citește din România și publicațiile din România n-a reținut decât că IML-ul a zis că e moartă, e nasol, înseamnă că ori a citit selectiv, ori n-a citit deloc. Din prima zi... De ce mai facem emisiuni? Din prima zi mă doare în gât și am stat la 37 de grade la Craiova, la Caracal, și am spus în fiecare zi și eu și alți colegi de-ai noștri, mă mir că doamna nu știe, doamnă, eu am spus cu mânuțele astea două că nu cred, din prima zi, din poartă de la Dincă, că nu cred în povestea cu butoiul, că nu cred în povestea Sorin, cu fata moartă. Sorin,
Repet, doamna n-are timp să se uite la emisiuni și să citească presa. Bine, cum facem noi. Atunci, doamna e la muncă în Italia și a aflat despre Graș. Doamna n-a putut să dea un telefon la... Stați puțin. Dar eu nu vreau să o cer. Mara, eu nu vreau să o cer pe o doamnă care vine și ne spune lucruri. Bine a făcut, doamna. Doamna, vă rog, dați-ne mai multe detalii. Oricărui dispărut îi se predă un om, unui om declarat dispărut. Am avut noi în familie pe cineva. Ne-a cerut buletinul poliția până când l-am găsit, după un an de zile. Mie, care trăiesc în România, aș fac emisiuni zilnice conectate la această chestiune, tot nu mi-e clar dacă autoritățile române n-o au declarat-o moartă sau nu. N-au declarat-o, dar nici nu o caută vie. Deci dacă eu sunt în ceață care mă ocup cu asta, ce să-i mai cer, doamne, care la atâția kilometri distanță? Iarăși trebuie să lămurim și asta. Mie mi se pare ciudat că doamna reține o singură informație care a fost difuzată într-o singură zi. Cu părinții care au refuzat să se ducă să predea buletinul. Asta am spus-o eu, n-am spus-o doamna. Eu am spus-o. Deci doamna a spus că era declarată moartă și de aia nu s-a dus. Doamna a declarat că nu s-a dus. N-a zis că declarată moartă. A zis că butoiul lui Dincă era urmă dinții Alexa, oasele ei. Doar chestiunea că părinții n-au predat buletinul și că e moartă, care a fost într-o singură zi. Și n-a reținut 4 luni de când ne spargem capetele aici. Dar n-are timp să se uite zi de zi. Mai zis dânsa că citește Facebook-ul. Hai să ne întoarcem. Deci doamna Ecaterina. Deci cum s-a uitat fix în ziua cu buletinul? Doamna Ecaterina. Haideți să atunci să cerem mai multe detalii. Spuneți-ne mai multe despre bărbații care o însoțeau pe fata pe care dumneavoastră spuneți că ați recunoscut-o ca fiind Alexandra. Erau tatuați. Cel cu tricou, v-am trimis poză cu tricoul... Ziceți dumneavoastră, american, cum este de armată, cel părea de culoare. Deci nu aveam cum să intervin pe 30 iulie. Eu nu știu, domnul avocat, cine este acolo, ce spune. Deci eu pe 30 iulie nu aveam cum să intervin. Eu nu am intervenit, v-am scris dumneavoastră. Ne puteți spune cum arăta fata presupusă a fi Alexandra? Da, cum v-am spus și ieri în mesaje, colegii. Da, spuneți la televizor, da? Că una e ce ați spus ieri, colegii, alta e... Negri, îmbrăcată negru, are fix o poză identică. Eu de aceea mă întrebam de unde o știu, cine este, de ce o cunosc. Doamna, cam pe la ce oră ați văzut-o așa? Cam ce oră era? Câte ori am văzut-o, dacă am văzut-o doar într-o seară, în acea seară, am fixat-o pentru 20 de secunde. Seară cam în jurul cărei ore? Nu vă întreb întâmplător. Destul de târziu a venit acel grup. Destul de târziu. După ce înseamnă destul de târziu? Da, destul de târziu. Ce înseamnă destul de târziu? În jur de 12, Sorin a spus. După ora 11, 23 seara. După 23. Da,